Nimic, salut, bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Tocmai ce am discutat candidații la prezidențiale. Așa. Pe Comedy Box. Este un... un episod de necesar. Necesar, mai ales în contextul politic. Suntem formatori de opinie până la urmă. Da. Cineva trebuie să le zică. Exact, și un formator de opinie vine la pachet cu responsabilitate, domnule. Vorbim pe limba oamenilor aici. Adevărat. Nu cu mușamalizări, cu spunem mănuși. Spunem lucrurile pe față. Da, nu umblăm verde, cu mănuși. Verde în față. Da. Dacă toți suntem verde în față, voi la ce ziceți bășina porcului? Ați auzit de planta, floarea, bășina porcului? Să nu fie în copilărie să nu știi de ea, dacă îmi permiți. Exact. Deci știu pizda țigăncii și curul găinii. Bășina porcului nu știu da, cum arată. Da, dar vorbim de plante acum. Centrează-te. Lasă pula ciobanului. Este rotundă. Asta, la asta galbenă, asta nu? Asta e curul găinii, mă. Aia, ciupercuța aia. Uite, asta zic, că părere sunt împărțite. Eu știam că e una albă, mai mică. Aia, ducul, vezi click unde... Acolo, ciupercă. Calvatia gigantea, și eu tot aia credeam. Pe asta, dacă calci pe ea... Este pute. Și este green thing și de-aia e bășina porcului. Are sens. Are foarte mult sens. Le-au gândit, mă, păi să le-au rezolvat de multe vorba aia. Noi ziceam bășina porcului la asta galbenă, care este un fel de păpădie, dar nu e păpădie. E fix păpădie. Da, da, când e păpădie, de poți să sufli în ea și să, când e, și să te bucuri ca un copil cu... Nu, asta înseamnă păpădie. Păpădie e planta oricum. Cu ce? Ce? Ce fel de copil? Practic... Cu fluture pe nas, zi, dacă e da, un fluture pe nas. Copil cu fluture pe nas. Păpădie e planta rucola sălbatică. Păpădie care floarea e albă și după aia când evoluează în puf, tot păpădie se cheamă. Păpădia nu e măciulia aia de puf. Da. Nu e, da, înțeleg ce zici. Da. Dar păpădie este și asta galbenă, că vezi că da, când scrii bășina porcului, îți dă și o plantă. De-aia dai back ducul. Când scrii bășina porcului, uite, ți apare și chestia asta, care este păpădie. Curul găinii e prima care apare, dacă vezi bine acolo. Deci aia e curul găinii. Dar ce e, că sufli în curul găinii? Poate. Arată ca curul găinii. Când e galbenă, uite, dacă fiți atenți, caută similar un cur de găină real. Și caută cloacă, da. Close-up cloacă. Sau intră la mine la favorite și... Most recent. Deci nu ne concludăm. Încă n-am reușit să ne punem de acord ca români care este bășina porcului, domnule. Deci adică are pentru mine are mai mult sens ce zici tu să fie. Mulțumesc. Să fie asta ciuperca care să da, pută și să fie o bășină de porc. Ai strivit vreuna vreodată? Nu, eu n-am. Este așa de amuzant. Eu n-am văzut niciodată, n-am văzut ciuperca aia. Nu, eu am văzut numai păpădinile astea, le ziceam bășina. E goală pe dinăuntru sau e spongioasă toată? Cred că ea la un moment dat e spongioasă, dar când se usucă, când e mai spre maro, vezi că prinde așa o crustă, se usucă și atunci când o stripești, este așa, e ca în desene, este un spuf așa verde și squirt, pute. Un squirt din asta de poize. E ca o squirt nucleară mică. Păi da, că era acolo e sămânța cum ar veni și praful ăla de spongi și aia se împrăște și fac alte ciuperci. Mi-a zis bunica mea, care e încă în viață și are 93 de ani, că aia se cheamă bășina sănătate porcului. Sănătate mare, multă. Sper că nu se luma uită. Luma mai. Sper din toate sub. Riga Cripto și Lapona Enigel, o poezie foarte... care la bac. Își ia hate gratuit, mi-a plăcut foarte mult și nu-i plăcea nimănui. E un soi de luceafă. Pe mine m-a atins povestea. E un soi de... Practic. Da, da, e o dragoste imposibilă. Yeah. Și îmi place foarte frumos cum începe, că te bagă în filmul de povestea, îi se citește sau se cântă legenda Rigăi Cripto și Laponei Enigel într-un beci, într-o cramă. Un fel de loterie, așa, da. Dimineața când s-a terminat petrecerea, nu știu ce, ăștia s-au retras acolo în par și le cântă povestea asta, da, de jale. Nicu Palero. Da, un Nicu Palero. Eu văd mai degrabă un doc sau ceva. Nuntaș, fruntaș, ospățul tău limba mea fripto. Ospățul tău limba mea fripto, dar cânte cu tot ce zici, ți-l-aș cu Enigel și Riga Cripto. Da. Zil menestrel cu foc, l-ai zis acum o vară. L-am văzut pe Dragonul acum câteva zile pe stradă. Are un combinație de mohawk cu... cum îi zice?
Chică. Am glumit, mi-e frică de tine. Cu din asta de Shaolin. Cu mallet, da. Are da. Mohawk, dar lung. Da, se duce într-o, da. Într-o chică. Colorat sau... Nu. O natural. Da, da. Culoarea originală. Ce înseamnă să te lași de droguri? Mamă, și aici poate să intre menestrel. Bă, e șmecheră. Nu e deloc pe lăutărie. E foarte pe rap. Da, e pe suflet. E rap. Nu știu ce s-o fi dat acum, dacă încă se dea. Că acum suntem în perioada bacului de toamnă. Care B2. Eminescu la Uman. Cred. Cum adică la Uman? La profil Uman. La bac. Păi ce, se dă bac diferit în funcție de profil? Nu e normal. Tot subiectul ăla? Nu mă, unde dracu? Toată lumea dă la română același subiect, mă. Nu mă, ești idiot. Aș zice că din potrivă. O contrar. Nu toată lumea din România dă bac la limba română. Eu în fiecare an făceam... Ba da, dar umanul și realul dau diferit. Nu, dau același subiect. Dau diferit la matematică. Asta da, la matematică. Mă, și la română. Da, la matematică eu n-am dat deloc, dar româna o dau toată lumea. Mă, frate, ați luat-o razna, nu e adevărat. Eu în realitatea asta am trăit până acum și aștept o dovadă din altă sursă decât ce am spui tu. Caută la limba română de bac, așa, uite, subiectul pentru profilul real au fost publicate, așa. Și putem să vedem aici jos la subiectul 3. Ce-s mai retardat? Ok, subiectul 3 e eseul de 400 în care text liric, așa, două trăsături. Mai bine căutam o știre în care să ne amintim ce înseamnă astea. Mă rog. Lasă baremul. Ah, sau ba da, putem să vedem la nu, dă mai sus. Profilul uman, da. La barem avem aici, dar nu știu dacă scrie măcar ce e. Da, mă, dar poate sunt diferite exercițiile la primele. Nu, sunt diferite. Nu, subiectul 3 e diferit mereu, că eu le făceam pe ambele, și de la uman și de la real. Ce aveți? Și ce se întâmplă la real diferit? Nimic, doar sunt alți autori. Și lumea vorbește în fiecare an, să mor eu, parcă ați trăit sub o piatră. Eu am trăit doar în realitate la ce am avut eu să mă pregătesc, nu știam. Da, da, am dat bacul, am luat baftă. Într-una se vorbea de chestia asta de a pica mai ușor la real decât la uman sau mai ușor la uman, care e mai grav. Că avea senzația că mereu trebuie să pice mai ușor, adică la real. Adică la profil de Mate Info voi aveați de învățat mai puține scrieri nu, din astea? Nu, acelea așa e stupid. Pe când nu înțeleg de ce ar trebui să două lucruri. Nu știu, dar în asta funcție e, de profil. Da, așa e de când lumea. Că ar trebui, înțeleg dacă era bă, ăștia învață multă matematică, să le dăm mai puțină română. Nu. Dar aia simultan trebuie să învețe toată lumea parte, limba română. Pe de altă parte, la matematică e pe module în funcție de cum pică exercițiile. Asta da. Dar la română doar pică diferit autorii din care trebuie să habar scrii. N-aveam până ziua asta pentru mine informație că, nouă. Gândește că până și astăzi am văzut știre că că a fost ieri bacul la română, ieri sau la alteri, și am văzut la fel știre de se bârfeau unii pe alții elevii, de că adică dar e o poveste de aia zic, în fiecare an e aceeași chestie de bă, a picat mai ușor la uman. Da, a trecut nu, complet. Nu, că la a, eu aș rus în bice Bacovia, dar Bacovia a picat la real. Mie Bacovia mi-a plăcut. Și se dădea în aceeași clasă. Eu când am dat la mine la liceu. Da, mă, în acea zi se la mine la liceu a fost tot liceu sau câteva licee, cred. Că parcă așa era un centru de examen în care veneau mai multe elevi de la mai multe instituții. Nu așa era? Nu eram doar noi. Nu dădeai de obicei asta, în liceu în care erai tu ca să nu poți să-ți fi lăsat copioțe sau da, păcate. Dar în clasă eram oameni de la toate profilele. Da, era și se dădeau subiectele și nu zicea, bă, care e la real? Doar venea și ne dădea aceeași foaie nu e, mă, nu, era, cred că era de la același profil în clasă. Sau păi atunci aș fi similar, fost doar eu și adică cu... Păi nu doar eu n-am dat cu Mate Info în aceeași sală, nu, asta îmi spui? Ai dat, nu, ai aveam dat... impresia că era toată școala în ordine alfabetică. Ce profil ai avut? Nu, mă, științe depinde. Sociale. Nu, uite, tu puteai să dai cu mine de la... Eu am fost la economie. Da. Și aveam același și nivel același și subiect. De mate ai făcut matematică? Nu aveam, da. Sigur. Nu, eu am făcut M5. Wow. M5, wow. Știu că există. Da, la M5 ce pula mea ai de făcut? De băgat cu în forma corectă? Două scăderi una după alta. Bă, v-am mai spus asta și de fiecare dată sunteți la fel de muiști. Nu e ca și cum M5? Coaie, păi, sună de retard. N-am ales eu. Ei mi-au dat să fac, eu n-am și făcut deloc, dar trebuia să faci niște matematică, aparent. Că fizică n-am mai făcut dintre a 10-a. La M5 chimie. Din aia cu chibrite, dacă e un chibrit de aici, cum face ecuația să fie corectă?
Există, mă, M5 ceai. Trebuia să facem pe foaie din aia cu pătrățele mici, nu drumul de acasă până la liceu. Proporțional, serios, asta am făcut la un prin segmente. Caută undeva la știri, că așa noi nu ne dăm seama că am uitat ce înseamnă astea. Nu, dar știi, doar ce caută, adică te rog. Nu dăm seama dacă vorbim de Eminescu sau de whatever. Caută undeva. E același lucru, dacă sunt două documente diferite, Ducu? Corect? Ce subiect? Nu, mai același document, nu, în primul rând. Nu, sunt două diferite. Sunt, da, de la uite, uman și de la real. Asta așa zice. Așa. Particularitățile unei nuvele studiate și o parte dramatic. A fost moara cu noroc, corect. Ai particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. Dar tot nuvela a picat la nici toată lumea. Un dar sens. N-a fost, bă, n-a, deci la una zice ai moara cu noroc și la una lică să mă dău. Da, exact. Sau așa, ghiță, deci, ghiță, uite, asta e la profilul umanist. Ducu, poți să cauți pe linkul de lângă, te rog, poți să dai puțin pe linkul de lângă. Filiera teoretică, și profilul la, real. Da, bă, da, am citit în știre că nu, da, că măi, da, a picat Eminescu la uman și păi da, asta Bacovia poate la e la bacul celălalt de toamnă. Ăsta e bacul original. De acum o lună sau când a fost. Ok, da, cu vreo 2-3 luni, ok, da, da. Nu, deci a picat, da, că a fost, că a dat sora lui Bianca. Că noi și nu mai știm ce înseamnă nuvelă, nuvelă sau whatever, ca să știm cine e. Adică de ce scrie la nuvelă? Bă, nu înțeleg de ce n-ai scrie, ce nu înțeleg de ce n-ai scrie în prezentarea enunțului de la BAC că ai Eminescu sau Bacovia sau ceva. Mi că se pare ai, că ai poate citit altceva. Și mai ai, știi, la nuvelă, poți ceva, să citești. Și plus că să mai există și asta, că sunt oameni care se panichează și scriu și încep să scrie poezia. Păi, fix asta e problema mea, că doar vrea sistemul să te fută. Poate eu am învățat, exact, poate eu am învățat Luceafărul. E până la urmă și ăsta e un filtru, e un filtru de retar. Dacă tu ai învățat Luceafărul și nu știi unde să scrii Luceafărul. Dar de ce n-ai pune că e Eminescu? Ce? De ce n-ai pune că ai descris 400 ai de cuvinte creier, despre ai liber cea mai arbitru lungă poezia lui Eminescu? Poate îți place ție altă. Dacă e doar poezie, poate îți place. Poate ai boală pe dar Eminescu. Eu dacă mă pregăteam poezia lui Eminescu, da, e poezie romantică sau ceva, nu știu care este în programa aia școlară. Dacă poți să scrii flori albastre sau alte. Bă, acolo dacă scrie o nuvelă studiată, eu dacă am studiat Popatanda, eu pe cont propriu, pot să scriu despre Popatanda? Da, nu! Nu, asta a, spun, că pentru că trebuie canon, să fie din programa, programa școlară, da, care e destul de restrâns oricum. Păi de ce, n-a citit ăla care îmi corectează nuvela pe fata? Da. Să le citească pe toate, dacă sunt așa, okay, de profesor. Ok, there you go. Candidații de la Real au avut de scris, uite, moara cu noroc. Candidații de la Real, deci Mbappé și asta. Și cei de la uman? Deci unii au avut caracterizarea moara unui personaj din moara cu noroc și au avut de scris despre toată moara cu noroc. Da, ăsta-i bacul din vară. Da, asta. Păi nu e ăla de acum. Că la de acum a fost ieri. Da, mamă, ce bine morți, că l-am dat deja. Ce bine că am terminat. Dă-l a fost ieri ăla de acum. E panică. Da, acum mi se pare că e fix perioada asta în care așa mult îmi vine să vomit când mă uit la știri, că toți jurnaliștii sunt la modul au venit proștii să dea bacul din nou. Da. Uite ce prost sunt, că sunt copiii noștri. A venit în șlapi. A venit, da, a venit în șlap la bac. A venit bronzat, da, direct de la mare. Aia e, da. Unii oameni tânăr, pare că nu iau examenul vieții suficient de în serios. Uitați-vă la acest tânăr care este examenul maturității, da, cumpărat dintre ani. Deci pe mine nu mă interesează că unii au venit patra oară când îl dau, dacă le iau bine, dacă nu, tot la muncă plec. Asta e, mă, uite, da, ok, bun. Deci, avem așa, cei candidații de la ce? De la Real, da, au avut Eminescu sau Bacovia și la uman au fost Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu. Ce mai zice acum sclavule cu M5? Băi, eu ți-am zis deja că n-am știut lucrurile astea. Ai retract zis că crezi că eu sunt eronat. Da, la începutul discuției, după aia, după vreun minut, am zis că n-am știut, că am văzut subiectele alea oficiale. Da, mi se pare de dreptul idiot la română să nu dai acela subiect. Dar asta da, am zis și eu de la început, aici suntem de acord. Am un subiect, am un caz, să trecem mai departe. Am un caz la care trebuie să găsim un răspuns cât de cât ca să-mi păstrez sănătatea mentală. Eu săptămâna trecută am fost plecat de acasă. Am fost plecat la Vaslui și aveam niște probleme în apartament. Bloc. De fapt, garsonieră, dar zic apartament, cu o cameră. Și mi s-a părut o ocazie bună să zic proprietare, bă, nu funcționează. Aveam o scurgere de asta primăvară la calorifer, bateria de la duș, câteva lucruri. I-am dat listuța și a zis că bine, că vin când te-o plecat să vină să repare. Da. Bun, până aici toată lumea de acord. Când m-am întors acum, eu nu prea beau vin. Așa, asta altă notiță. Paranteză. Care n-are, o să fie relevant până la final. Nu prea beau vin, dar Bianca mai bea vin.
Și am început și eu să mai beau vin. Și acum, din când în când mai beau, eu sunt mai fan vin roșu, pentru că beam vin din pahare de Nutella, foste borcane de Nutella, wow, din alea micuțe, care arată bine. Ah, alea mici, da, ok. Arată bine. Am crezut că borcan cu tocul. A cumpărat ea un set de pahare, da, în număr de 4. Așa fac femeile, stai, da, liniștit, e normal. Da, încep să nu mai am lucruri prin casă, să nu mai am loc prin casă. Și casa mea. Gartonieră. Și cele patru eu în da. În capul meu sunt sigur că sunt 4 pahare. M-am întors, erau două pahare murdare, le-am spălat, le-am pus lângă celelalte pahare, care șoc, era doar unul. Mai sunt acum, m-am apucat să mă uit, bă, pe toate suprafețele orizontale unde ar putea sta un pahar, m-am uitat sub pat, să nu fi căzut sub pat. Să nu aduci acuze. În balcon, da, să nu mă apuc să fiu nebun. Și mi-era și târș așa să zic, bă, i-am zis, Bianca, ai spart tu vreun pahar? Da. Ai luat un pahar? Ți-a trebuit un pahar ceva? Nu. Care ce crazy question, știi? Trebuie să fii retardat. Nici n-am nevoie de paharul ăla, că folosim doar două. Dar ele erau la 4. Tine de principiu. Erau 4, da, pahare. Și 3 n-aveau cum să fie, că cine cumpără 3 cine pahare? Cine cumpără 3 pahare? N-ai cum. Ea mi-a spus că mai sunt seturi în care lipsește un colț și le vezi pe toate 3 într-o cutie așa. Mamă, are dreptate. S-a căutat pe nu era sursa? Comandat de pe EMAG ca să vezi exact ce am comandat. Da. Nu știm ce. Dar eu sunt, bă, știu cum erau așezate, că erau 3, era ca mișcarea de la cal. Erau 3 și 1, așa le puneam. Și aici cănile de cafea. Să-ți dai seama că ăsta știe unde sunt toate bunurile lui pe peste tot timpul, ce stresant. Eu nu găsesc buletinul cu o săptămână. Mi-am făcut curaj și am scris proprietarei. Că bă, s-a întâmplat cât ați reparat, că eu știu că mai rămâne unul pe balcon, wow, mai rămâne unul pe acolo. Ce dement pentru un pahar? Poate a căzut, ați spart cumva, cât ați reparat, s-a întâmplat ceva, ați avut nevoie. Sau Doamne, l-ați luat Ciulin, nu ți-e rușine, ai doar 30 de ani. Da, și cât de mult te respect în același timp. Vreau să aflu și eu, sunt investit în pahar. Nici nu aveam nevoie sau nu era o problemă. Doar să știu ce, cum, unde a dispărut un pahar. Și asta a zis că nu poți să te uiți în gunoi, n-am făcut nimic. Wow. Normal, nu s-a întâmplat nimic. Și nu, mi s-au terminat, n-a mai trecut nimeni pe acolo, mi s-au terminat toate pistele. Nu știu unde... Stai, s-a evaporat. Da, mă, l-a luat proprietarul, nu vrea să zic. Asta, cum ți-a luat și garanția, ți-a luat și un pahar. Când tu scoți rufele de la uscat, dacă n-ai pereche la o șosetă, ești la modul tregăsită. Asta e misiunea normal vieții mele de acum încolo, să mor tu. Mă duc adică nu ești la modul doar ok, de acum încolo mă încalzi puțin diferit. Cred că mi s-a întâmplat o singură dată să nu găsesc o pereche. There's și no m-am dus way în mașina de spălat și am găsit-o pe interior acolo uscată deja. Că era după There's câteva zile no și de atunci, de fiecare dată când scot toate rufele, verific prin toată mașina. Asta să nu rămână. Dar mereu, dar nu se întâmplă să se pierdă mașina spălată. Dar e clar că atunci când le bag la spălat, da, le bag, bagiuna le bag în pulea, că cine știe pe unde au dispărut o șosetă. Poate e pe sub masă, pe sub în frigider. A, la mine nu se întâmplă niciodată să arunc șosetele în altă parte decât în coșul de haine. Trebuie să ai un sistem. Sau trebuie să muncești suficient încât să mai rup din când în când și ieși de lei pe alte perechi de șosete. Îmi plac șosetele mele. Care nu-mi plac, le arunc. Da. Le arunc ca pereche. Arunc da, care le arunc împreună. Arunc șosete împreună care nu-ți plac. Am un colț în care am șosetele pe o parte de raft și pe alea care nu le folosesc au ajuns în spate. Da. Și care îmi plac, le știu că sunt față, dacă se rup, le arunc. Dar le arunc pe amândouă, nu le țin. Nu mai țin câte una. Le arunci pe amândouă. Nu mai țin câte una. Nu mai țin câte una. Am fost și omul ăla. Da, mă, și mă seacă la cap asta cu paharul, că am reluat după aia, astăzi. Am zis, bă, acum că am mintea limpede, că am trecut de efervescența momentului, hai să mă uit acum la rece, încă o dată prin toată casa. E de la tine. M-am suit pe scaun, m-am uitat sus. N-aveau ce să caute sus. Pe dulapurile alea, am văzut că e praf. A trebuit să mă apuc să șterg. Problema este... Eu doar aș fi observat că e praf și treceam mai departe.
Ce să faci cu aia, cu trei pahare? Tu, acum, știi care dacă e problema? Vine? Că tu, ce te fute pe tine la cred este că nu știi sigur dacă paharul ăla există sau nu. Tu nu știi dacă cauți ceva ce real mi-a sau dat, ce, e ca ceva ce s-ar putea să fie o închipuire. Mi-a dat Bianca gaslighting. E ca în cartea cu alu Paolo Coelho. La mine, la mine nu era nicio urmă de îndoială că sunt patru. Atât de sigur eram, până mi-a spus că poate sunt trei și acum cred că sunt nebun. Da, când erai singur, erai, aveai dreptate acum, tot timpul. Acum, că, când ai detaliile astea, e clar, Bianca cu proprietarea, sunt mână-n mână. Sunt mână-n asta e că... Asta vorbi pe la spate să-ți iau un pahar. Asta e că proprietarea mi-a zis că n-a făcut nimic, asta a zis că sigur proprietarea. Mamă, e ca pe insula iubirii asta, trăiești. Mă. Trebuie să le aduni pe amândouă. Bă, da. Trebuie să fac confruntarea bon cu ele da. De față. Dar să le aduc să zic, hai să căutăm împreună paharul. Voi ce credeți că s-a întâmplat? Da. Le iau separat declarație și pe aia da. Le mai întreb o dată aceleași întrebări să văd dacă răspund întrebări. La fel. Da. Da. Altfel, întrepuse întrebări. No. În primul rând, dacă aș fi în locul tău, dacă aș fi în locul tău, aș căuta pe net să mă asigur că sunt seturi de 3. Există seturi de 3. Bun. Opa. Asta deci, există. Asta înseamnă că... ceea ce oricum mirică minte din start, cum primul rând ar căuta pe să asigure. Doar nu i-ar păsa dacă e un pahar în minus sau nu. Mirică nu cred că a comandat pahare niciodată de pe internet. Nici eu n-am comandat. Să le văd, să văd cristalul în fața mea. Nici eu n-am comandat, dar le-am avut. Și le-am văzut, cum le-am organizat cu mâna mea. Băi, la 4 sunt convins că îți dai seama. Mic, sau ce se întâmplă? Din nou. Bă, lucrurile mele eu țin la ele. Și paharul ăsta, de exemplu, am văzut că l-a folosit Mitran în episodul trecut. Ți-am zis că să vadă. L-am găsit pe afară, nespălat. Marge-mă de aici, că nu era nici nespălat și nici pe afară. Era pe afară, l-am luat de la sunet. Nu, cred că tu l-a trecută, săptămâna trecută l-am luat de la sunet. Nu. Precedent. Nu, acum era doar murdar. Nu, l-a lăsat. Dar te-a testat, ca pe astea cu paharul. Da, e, că e și prost. Ce crezi? Crezi că-s chiar? Wow. Da. Deci ai trei pahare. Și am problema dacă îți vine cineva în vizită? Problema este acum cum pot eu să aflu fără să mă cert cu nimeni ce s-a întâmplat. Nu... Dar de ce-ți pasă? Mamă, dar dacă reapare paharul ăla... De ce să mă minți de la un pahar? Zi-mi pula mea, l-am spart sau l-am... Zi l-am spart. Sau nu există. Chiar dacă l-ai luat că ți-a plăcut, deși e un căcat de pahar, ce să-ți placă la el... Chiar dacă l-ai furat, zic că s-a spart, dar nu mă minți. Mamă, dacă paharul ăla nu există de fapt și au fost dintotdeauna trei, o să intri în depresie. Nu e mănuncă dacă... Dacă există, găsește Bianca, să zicem, miști... chitanța cu set trei pahare. Set trei pahare. Mamă, mori. Tu nu, dar mie, că faci AVC, trebuie să te muți. Așa ar trebui. Mie mi-a dat trigger strict la asta că le-a văzut în formă de L. Că dacă ar da, fi mă, trei, ar fi arătat la fel. Am încercat, n-ai fi văzut. Am încercat să le pun pe toate patru în spate și nu încăpeau că dădeau un farfurii. Și atunci le-am făcut schema asta, le-am pus în colț. Că erau 3-1, bum. Ce tare, e super cool să fii tu. În mintea mea. Mamă, coi, pe de altă parte, deci ai o proprietară care este o cleptomană. Că dacă un om normal vede un pahar care îi place destul de mult, e, vai ce pahar, ia să-mi iau și eu un set. Și dacă ori îi plăcea atât de mult paharele alea, nu, ori le lua eu pe toate, mai ori lua unul că... singur, doar pentru haos în casă, doar să... Pare că pentru s-au futut la tine, au băut vin... Problema au spart este, un pahar. Problema este că s-a și fumat la mine pe balcon. Am Opa. Găsit chiștoace care nu ne aparțin. Ce da. Nu în merge crumieră. Lângă ce o merge, țigară? Ce merge cu o țigară? Un pahar de vin. Sticla era desfăcută, gata, dar nu știam. Nu, am uitat să pun să pun un fir de păr să văd. N-ai fost în formă în ziua aia. Să pui o hârtie la ușa de la frigider să vezi dacă a deschis cineva. Am uitat. Da, s-a uitat la Spymaster. Bravo. Ce nu luăm în calcul partea asta de masă? Ce noi nu luăm în calcul partea asta de masă e că și noi ca proprietari ai lui Ciulin. Dar tu dai seama că noi acum stăm la masa asta ca paharele lui care, Ciulin. Da. care ne sună Ciulin. Gândește-te cât de rău e să-l ai pe Ciulin în chirie. Că te sună Ciulin o dată la sunt două zile. Bă, că acum scârție ceva, că acum nu știu ce. Ah, Jesus, ok, o să vin. Și vin ca sclavul, ca sclava, în cazul de față. Vin acolo în timp ce Ciulin nu e acasă. Știu că nu e Ciulin acasă. Păi să n-am eu gândul ăla de băga mi-aș pula, dar nu-ți fur un pahar, de te morți. Da, da, exact. Doar zi-mi așa că nu te-am umblat cu periuța de dinți. Da, am avut-o la mine, corect. În 3 ani jumate am evitat
tocmai de asta s-au adunat niște chestii și n-am vrut să deranjez, că nici nu-mi place să am oameni în casă. Și cât am putut, am amânat orice problemă. Scârție parchetul, nu se închide bine ușa la balcon. Am trecut peste. Wow. Dar acum, da, caloriferul care picură, nu pot, că vine iarna. Omul gospodar își face iarna car și vara sani. Bravo, furnicul. Greierele. M-am apucat, greierele s-au apucat de treabă. Și acum am văzut oportunitatea, fereastra asta în timp, și am zis, bă, nu mai bine rezolv eu și problemele astea deodată. Doar că, de-a lungul timpului, am avut o relație foarte bună cu proprietarea mea. Nu mi-ar da nicio... Până la incidentul cred că paharul. A lucrat până în punctul ăsta să-mi câștige încrederea, ca acum să... Nu, din contră. Nici să nu mă gândesc. Uau, de ce vorbesc? Nu, din contră. Până acum asta și femeia calmă, până când a bubuit la un moment dat, când a văzut că tu ai o problemă cu faptul că e căcat. Plătesc chiria cu două zile înainte uneori. E veselă. Cât cu chirie, vesela ta. Totul la zi. Bea din paharul ăsta, se uită la podcast și râde. 1750 de lei. Asta crezi că a zis, ți-a luat paharul, băgăm ești pula, crezi că am eu nevoie de banii tăi cu două zile înainte, de ce păi, se pare că săracă, băgăm ești pula. Uite, nebun. Da. Îmi dă sclavul ăsta 350 de euro și gata, se crede șeful meu. Bă, dă-te morți, măi, dar nu-ți fur un pahar. Deci numai noi, dacă asta eram proprietarii tăi, eu veneam cu boxe și zbeam, îl spărgeam din greșeală. Ăsta, de ce crezi că îmi trebuie banii tăi? Ăsta, băgăm ești pula, reparațiile tale. Eu cred că mă, da. Eu mă târziam cu curul pe capacul tău de la balac. Și zăgoșesc proprietarii români. Fără să fac nimic. Adică fără să am nevoie. Nu-i de mirare că tot mai mulți tineri își fac credite să-și ia case, să fie proprietari. Și problema este... Trebuie să fără pahare, domne. O ultimă problemă e că acum să aveam un calorifer mai din ăla de fontă, mai vechi, mai voluminos, și acum l-am locuit cu unul mai de ăsta nou, mai de tablă, mai subțirel. Doar că nepotrivindu-se exact pe perete și fiind renovați pereții înainte de a fi caloriferul acolo, trebuie dat cu gled și cu niște vară. Acum partea care a rămas, diferența. Na. Și trebuie să se mai vină o dată. Planul era când suntem peste două săptămâni când plecăm în vacanță. Doar că acum nu mai am încredere să se întâmple ceva la mine în casă. Dar faci poze ca la închiriat de mașini. Și le compar că te întorci. Mai am o teorie nebună. E cea mai nebună de până acum. Am o teorie de femeie. Cine mai are cheie la mine la apartament? Nu. Asta zici? Nu. Dacă Bianca ți-a dus 4 pahare, a luat după aia un pahar ca să te ceri tu cu proprietoria sa ca să vă mutați împreună. Eu aș face asta, ar fi stai crazy. Stai un pic, what? Ah, ca să mă mut crazy de aici? Da, să te ceri cu doamna cu care zic, te înțelegi dacă, bine. Dacă tot mă mut, hai să ne mutăm împreună? Da. Mamă, aș respecta un joc din ăsta, atât de avansat. Și apoi și atunci când intri în noua voastră casă, nu e nimic decât un pahar. Paharul! Eu am o teorie mai simplă în care doar a spart Bianca paharul și a tremurat toată săraca tot timp de două săptămâni că te știe dement în creier. Păi nu mă, că erau paharele ei această... teoretic. Adică ea le-a adus. Mamă, și faci așa pentru paharele altele? Mamă, dacă erau ale tale, cineva murea. Păi sunt loial, eu îți apăr paharele tale ca și cum ar fi ale mele. Cum arătau paharele? Erau din alea cu picior de... Bă, cred că erau... 25 de lei toate patru. Bă, de sticlă. Asta e problema, că nu poți să împari 25 nici la 4, nici la 3. Eu cred că erau 5 cu aia. Bă, wow. eu am văzut asta pe Reddit, la un Ask Me Anything, legat de o menajeră. Care își întrebau oamenii o grămadă de căcaturi, a bubuit topicul ăla și în principiu, de ce se vorbea acolo, erau și alte menajere sau menageri. Care vorbeau de faptul că au un fetiș să bea câte puțin din chestii, că n-ai cum să-ți dai seama. Și mi se pare foarte șmecher. Da. Că eu de-aia zic, mie de-aia mi se pare și asta cu paharul. Adică e ceva atât de inocentă că nu crezi că dai de un sandilău care pe 325 de euro are pretenția să nu-i furi un pahar. E pula mea, după ce că e 350 de euro chiria, lasă dracu paharele alea. Stai că îți trimit poza cu paharul, Ducu. Eu, decât să chem oamenii să repare ceva, am preferat... Eu mi-am petrecut câteva seri căutând cum să instalez mochetă. Și am văzut cum pun și... Din asta? Da. Cum pun și românii mochetă, cum pun și englezii mochetă. Asta o să fac cu viața. Și cine pune mai bine? Cine zici că... Englezii dau și niște scule șmechere. Mâncați aș gurat. Avea o dăltiță mică, avea așa o șipcă, doar punea și... La margini? O dată cu dalta și se rupea și cuța aia. Da, la margini, ca să nu-ți vină așa mocheta. Bă, șmechea. Aș putea să fiu untată. Ciulin, poza asta nu-i deloc despre pahar.
Păi nu, dar dă zoom pe pahar. Înainte să o pui full screen. Jesus, se vede cum facem un CSI enhance. Uite ce bețe de Karen are. Păi nu, că e, cred că e făcută cu 0.5 din aia. Mamă, deci dacă vede proprietara că așa stai tu cu piciorul pe balconul ei. Pe balconul meu, pe unde a fumat ea. There is a difference. Da, până la urmă. E de furat paharul. E un pahar care te invită. Dar nu sunt din astea la comics, că-ți dau eu unul la fel și gata. Da, nu cred, da. Nu e despre asta. Dar știi ce mi se pare? Adică cui ai trimis asta de bă, ce viață bună am? Că pare că cumva de-aia ai făcut poza asta. Stai într-un balcon, mai vai morții lui cu un pahar. La proprietară, ce credeai că nu mai am? Te aștept la un vin, vină cu paharul tău. Își caută fratele. Plânge după frate. Da, mie îmi zi, mă, este deci hashtag m-am ajuns. Ia uite, da, București, pula mea. A fost de sânge de taur la 12 ziua. Doare în pulă. Când vă gândiți ce fac, asta fac acasă. Bă, nu, era doar că am ajuns acasă, beau vin. Asta e, da. Într-o poză, că o poză face 1000 de cuvinte. Asta e adevărat. Eu aveam doar vreo 12 de transmis. Am ajuns acasă, 5. E deja lumină. Păi da, lumină, dar crezi când că ești de la muncă la 6... Ai văzut TikTok-urile alea, adică chiar e foarte scary. Gata, duc, poți să scoți poza. Crezi că oamenii poți să-și dea seama unde stai? Da, cred că poți să-ți dai seama dacă ești, dacă joci GeoGuessr din asta, cred că... Ce tare. O să știe lumea unde stai. Știe deja ceva lumea pe unde stau. Da? Cam mai tot zis că stau pe lângă Cismigiu, adică... Deci dacă găsiți un pahar prin Cismigiu, să știți că e al lui Virgil. Măcar tu nu ți-ai pus pe Instagram poză cu scara din spate pe care scria adresa completă. Nici nu mă gândesc că unde stai? Aș fi, adică am mai vorbit de asta, dacă vrea cineva să-ți facă rău, îți pui în fiecare săptămână unde ești, la show și la ce oră. Dar e de tot că e ciudat că e un spațiu. Doar dacă vrei să vii să faci o mișcare din asta, să mă vezi și să mă lucrez la psihic. Dar mai țineți minte când am tras podcast la mine în partea altă când stăteam? Am tras când eram toți 6 și mi-a scris un vecin după ce ați plecat că trageați podcast. Mi-a scris unul pe Instagram că și m-am panicat super tare că eram singur în casă. Auzit sau ce? Da, că auzit prin pereți că era cred că la scara de lângă. Care te și știa. Da. Dar tu nu știai. Nu. Wow. Fuh. Da, asta e un pic cam creepy. Un pic. E scary. Deși la, prin cartier am fost. Eram la cafea într-o zi la o cafenea din spatele blocului și eram la rând acolo și era o fată cu un câine care era și ea la cafea și a început să vorbească cu mine. Ea sau câinele? De parcă că dintr-o discuție de la un podcast a început să continue discuția cu mine de unde se gândea ea. Și eu habar n-aveam cine e și la fel nu știam de unde să o iau și dacă ar trebui să o recunosc. Eu mi-am luat de la salutul ăla al vostru, mi-am luat mare anxietate. Când am lipsit eu într-un podcast și mă saluta lumea și toată lumea n-a realizat că nu era niciun podcast ăla. Și doar mă gândeam, mamă, coaie, cum să uit așa. Pe tot ce mă face pe mine, mai așa, nu panica, dar mă gândesc, fac, trebuie să-mi plătesc întreținere, știi? Că dacă stau în bloc cu cineva care mă știe și vede că ai 4.000 crezi că cineva care te știe crede despre tine că tu ești la zi cu întreținerea? Wow, they don't know you at all. Plus că mi se pare că trebuie, adică e din contră să arăți cât de mizerabilă e asta. Dacă îți plătești întreținerea la zi, mai crede cineva după că bă, nu, că nu ne merge, wow, că hai cumpărați bilete? Nu, cu aia trebuie să arăți că ai 4.000 de lei. Toate taxele la zi, să dăm țării mulți copii. E nici acum nu știu unde să plătesc întreținerea. Asta este mereu ce fac. Nu, e probabil o să, la un moment dat, când o să mă mut de aici, o să zică, bă, te-ai dat ori atâta. Da, exact. Stai-mă puțin, da. Ia banii ăștia și lasă-mă. Nu, și așa a venit acum, deci proprietarea mea locuiește în Emiratele Arabe Unite. În UAE. În UAE. EAU, cum da. Am zice noi. Și noi când ne-am mutat aici, erau niște lucruri care rămăseseră de la ea. Ah, da, fix ea a locuit acolo, ești primul chiriaș? A mai stat cineva între timp, care n-a mai stat, whatever. A murit. Și acum a venit după ceva timp, a zis că vine că să-și ia lucrurile din casă. Și toată ziua am stat cu panică. Zic, mamă, trebuie să vină proprietarul în pula mea. A trebuit să m-am dus să fac curat la baie. Dacă zice că vrea să pișe.
și să ducă să verifice ea ceva pe acolo, pe la baie, pe la, pe la chestii. Hai. Am un pic așa... Nu, mă, dar și eu mă mut acum și m-am trezit azi noapte, nu știu ce dracu am avut, n-am putut să dorm. Bă, și m-a luat cu atâta, până acum am fost total ok, în condițiile în care deja am dat avansul, am vorbit cu ăia, adică e doar de data. Unde? Nu, te întreb, unde te muți? Spre muncii. Nu foarte departe. Și e doar la modul de bă, e gata. Bă, și azi noapte nu știu ce căcat, m-a luat o anxietate, că m-am trezit brusc exact cu ideea asta de mutat. Și de coaie, eu n-am procesat până acum nimic ce înseamnă mutatul ăsta. Că stau la 3 din 3 și nu am lift. În primul rând. A, nu ai mutat început... nimic încă. Hmm? N-ai mutat nimic. Nu, efectiv. Doar în ziua aia pot, cu o zi înainte de festival, e foarte tight la mine cu mutatul. Dar whatever. Mamă, frate, că chestia asta. Bă, și am realizat la început, când mi s-a spart anxietatea, când deodată m-am liniștit la loc, a fost când după ce m-am gândit la asta, la faptul că mai departe de comics, la faptul că bă, de aici aveam nu știu ce pula mea, mă rog, căcaturi, gânduri peste gânduri, mi s-a spart anxietatea că îmi bubuia inima foarte tare de coaie, chiar n-am procesat nimic, sunt inconștient cum de mă mut și până acum nu m-am gândit deloc la asta, când am început să mă gândesc la curierul de la Cargus, de care o să-mi fie dor că era super băiat și am zis, stai puțin, eu am anxietate de fapt, e absolut imbecil faptul că acum că era în coaie, oarecum e curierul de la Cargus în partea cealaltă de mea tutun. Și am realizat, Jesus Christ, ok, pare că am intrat prea mult în anxietate, bă, și efectiv s-a spart instant, adică odată m-am liniștit. Și am putut să mă culc, am realizat cât de irațional e. Dar până atunci doar m-a luat așa cu... Dar n-ai fost și încântat că te mumuți? Adică nu ba, ești da, ba, da, pe bucuros? Nu, doar așa am fost până acum, aia zic. Adică în toate, că de-aia mă mut, da. În toate punctele de vedere, foarte fericit. Și m-a luat că bă, dar totuși, hai să vorbim de... Stai puțin, că eu n-am avut gânduri de ce era bine la locul ăsta. Care nu sunt prea multe, dar totuși sunt câteva. Ai view? Da. Șmecher. Am view, am o terasă de 16 metri pătrați care mă bucură foarte tare, cu grătar. Wow. Șmecher. Da. Păi ăla a fost la Living mine. Living the dream. Ăla a fost la mine. Ai terasă cu grătar? It's over, da. You motherfucker. Da. Da, ai voie să faci foc deschis? Ei, asta am întrebat și eu după ce am plătit avansul și a zis băiatul ăla, a zis proprietarul, că bă, nu e chiar ilegal. Dar e cu... cărbun sau cu gaz, cu plită? Cu ceva, că ăla mă gândesc că ar trebui să fie legal. Doar cu cărbun. Nu, dacă pui lemne sau ceva, poate să mai sară, dar în principiu nu e o problemă. Uh-huh. Dar e, da, și fiind la etajul 3 dintre ei și bloc nou, adică îmi place, e mai mic decât ăsta, dar au stat exact proprietarii înainte, care acum se mută în Luxemburg, și au stat exact ei înainte, încât e și mobilier ca lumea, nu e de demand luat de whatever, gata, hai că oricum îl dăm în chirie. Uh-huh. Și sunt încântat, doar că e, na, preț, tot am anxietatea asta. Preț, poți să spui? 700. Bine. Ai grătar? Da, grătar. N-ai cum să nu faci grătar. Oricât de legal, ilegal ar fi, n-ai cum să nu faci grătar. Cum. Bă, normal. Plus că ești și pe acoperiș, adică dacă nu se duce fumul nu. Balconul lui altcineva să păi da, nu e, să-i impuți casa da, să se plângă, e strict, la ultimul, fair game. E strict la ultimul etaj, da. Nu e, sunt sigur că sunt restaurante pe Glovo care sunt mai puțin legale. Exact. Mm-hmm. Și am da, chiar sunt super încântat. Și nu doar Glovo, poate și Bol și Taz, ca să nu să nu arde. Să nu arde în punți. Doar Glovo să aibă dubii. La ce minut suntem, Ducu? 40. Wow. Ce ne oferi astăzi, Ducule? Pentru azi au fost mai multe știri. Mm-hmm. Cum ar fi lista de integrale de cerințe a rapperului Curtis Jackson. Șmecher. A cântat 50, dar s-a întâmplat deja concertul, nu? Da. Știm pe cineva care a fost? Ai fost, Ducu? Nu. Nu? Nu. Am niște surse. Ba, și fost un preț obscen. Din câte am înțeles, ieftin. Obscen. De ieftin? A fost 210 lei cu o zi înainte pe OLX. Stai mă, alea foarte în spate, dar era 570-580. Stai și tu cu oamenii. 1150 de lei. La nivelul solului cu ceilalți fani. Dacă vreau să ascult 50 cent doar tare, poți să fac asta acasă, știi? Exact. Și vedeai ca ecranele alea mari. O, ca ecranele. Bă, dar la Untold, la astea... Puțini oameni sunt în față, majoritatea din aia 200 de mii sunt restul stadionului. Da, mă, dar la Untold mai faci lucruri de pentru... bani, da. Știi? Nu știu. Mă, sunt ofticată că n-am mers, asta vreau să zic. Mi-ar fi plăcut să am banii ăștia să vă zic, stau cel mai în față.
să fiu super white trash. Eu din TikTok-uri n-am fost foarte... 50 Cent, include... Hai să vedem, meniul solicitat de în primul rând că artistul are o dietă echilibrată cu Bolt și evită consumul de zahăr, preferând geleurile acre și ciocolata neagră de bună calitate la desert. Ca în mine! Plus, da, 50 Cent își dorește să aibă în cameră... Bă, ce urăsc articole scrise fără diacritice. Dana, nu putem să acuzăm... UTV.ro de jurnalism. Ma, da, ne-am întors la UTV.ro, sursa noastră preferată de știri, de știri și de mondene. În plus, 50 Cent își dorește să aibă în camera de primire platouri cu fructe, în mod special banane, mandarine, lămâi, afine și nuci caju crude. Ceea ce respect banane, de cele mai multe ori sunt mai bune. Lămâi, crude. Bă, ce combinație. Nu mi se pare așa, asta cu lămâi. Vrea tacâmuri de argint. De ce sărim peste faptul că vrea tacâmuri de argint? Asta este direct, it's implied. Ia uite, Virgil, tu îți dai seama cât fura proprietarea ta? Mâncarea, mâncarea trebuie... Bă, eu nu vreau să... O furculiță aici, un cuțit acolo. La mine eu dau benefit of the doubt. Nu acuz pe nimeni de nimic, încă nu știu. Doar adun probe în punctul ăsta. Mai lucrează la dosar. Da. Nu știu, dacă sunt oameni care s-au uitat și poate să ajute cu... Da, dacă sunt avocați. În comentarii, dacă sunt avocați, investigatori, detectivi. Da. Mâncarea artistului trebuie pregătită cu 15 minute înainte de sosirea lui și plasată în tăvi încălzite. Frumos, da, trebuie... Trebuie, mâncarea trebuie la o temperatură bună, nici să-l ardă, dar nici să fie frig, rece. Meniul solicitat de 50 Cent include preparate americane clasice, precum mac and cheese, crispy strips, aripioare de pui barbecue, cheeseburger și friptură de vită însoțite de sosuri picante, ketchup, maioneză și muștar american. Dar ce are ăla de tecuci? Adică, practic, a zis, tati, fă un platoaș, cu ce ai tu pe acolo? Cu și ce mi se tu? Pare foarte modest și din partea pare... lui. Nu are cerințe încercat, deplasate. Da, nu a zis că vreau, doamne, da, homar. Curcan umplut cu butui sau ceva. Da, vreau un curcan omorât la 17 zile, știi, să fie foarte oddly specific. Da. Uite, el totuși a preferat cheeseburgerii doar cu castraveți murați și friptura de vită. Te-ai întrebat vreodată cum îi place lui 50 Cent friptura de vită? Dacă nu-i place în sânge... Well done! Well done, este bine făcut. Asta că dacă nu-i place în sânge e o problemă. Păi, dacă și... E. Sau poate vrea să fie sigur că nu are, nu face toxic infecție ceva, ca să fie bine făcută, să nu aibă probleme. Ca să nu-i facă un Michael Jordan? La performant, da. Plus că vin România, nu știm multe despre România, adică poate cu informațiile pe care le ai, poate unele un pic așa... Ei, eu 50! Sub o lupă de ignoranță, te-ai putea, ce pula mea mă duc la sălbaticii ăla? You want some smalls, man? Let me get you some smalls, man. You want some smalls, man? Era fanii, îmi place, e o memă cu un băiat care îl imită pe 50 Cent, că a fost împușcat de 9 ori și se ridică și toți rapperii care au murit dintr-un singur glonț. Rai, care dude, pe bune. Da, astea sunt foarte șmechere și la comisar. Apa, în schimb, Smart Water și Fiji n-au avut încredere în apa noastră românească și Aqua Carpatica... Băută chiar de însuși Mbappé? Mbappé, da. Adică a ajuns la nivel compania lui Jean Valvis, care face parte din Dorna. Stă atât de bine băiatul ăla cu Aqua Carpatica, e extraordinar. A zis că scopul lui e să depășească Evian, să ajungă numărul 1 mondial. Dar știi că el a lansat Dorna la noi în țară? Eu știu, doar că știu și că a făcut mânării cu transferul la Rapid. Știm și asta. Dar știi că după i-au dat... adică 3 ani de zile el n-a avut pe contract voie să mai intre într-o alta asta cu apă și apoi a creat Aqua Carpatica. Și mi se pare că a dat până la urmă, bă. S-au zis, facem aceeași apă, doar că facem gâtul un pic mai larg. Gâtul și care la, e este șmecher? Eu nu știu să beau din ăla. Ești prost. Puneți înapoi șapca aia cu McDonald's și rămâi acolo. Să faci ventuza aia de gură. Trebuie să... Bă, vreți să facem și noi un prank la McDonald's, la McDrive? Te hidratează mai bine, zi. Ce prank? Nu, bă. Să nu mi se pare rău, mi se pare jel. De ce, mă? Hai odată. Ce să faci, bă? Să nu comandăm. Nu putem, în primul rând, e ca de marshmallow test, ba, da, mă, știi? Că așa deci noi acum ce facem e un prank pentru McDonald's, că uite, eu acum nu comand. Nu comanzi. Păi ascultă-mă, mergi în drive-thru. Așa. Și tu nu comanzi, treci puțin mai în față și aștepți până când comandă următorul și apoi te-ai băgat tu. Și a, vedem și ce primim. E ca un Kinder cu surpriză. A, mai auzi de schema asta. Da, mystery box. Da.
Tare. Și doar vedem, da, cum ce să primim? Bătaie, ce pula mea să primim? Cum primești bătaie, mă, mâncați-a cu ăla? La Dristori ești prost la cap, tu era luat, să mă bate tu ți-ai luat Golf 6 degeaba, mâncați așa că se înfige ăla de nu ne mai prinde nimeni. Vedem ce mașină e în spatele nostru. Dacă e Cayenne, nu. Adică orice mașină care pare că ar putea să fie... Trebuie să luăm tot de la oamenii amărâți. Am uitat eu cum funcționează asta? Nu plătești la aceeași căsuță unde își primești mâncarea? Ba da. La același ghișeu? Întâi comanzi și după aia comanzi plătești. La telefon. Tu și, la... plătești și nu plătești? Așa, și după aia te duci la fereastră și plătești și îți dă mâncarea, nu? A, deci nici măcar nu rănim nu poți cineva. Da. Nu cred că poți să faci în România schema asta. Atunci doar nici, deci nici nu rănim. Că până păi nu, păi tu trebuie să o plătești, asta zic. Da, doar vrei să ne comande altcineva. Da, să ne comande altcineva. Să vedem. Păi poate să ne comande Ducu. Bă, dar e mai nice așa. Dă-i random orăg în pula mea cu toată meniul și vezi ce-ți pică. E mai nice așa. Facem o roată din aia cu deja. E interesant că vezi în real life și e să desfaci, să scoți. Înțeleg de ce e fain. Exact pe principiu de când ești la Carrefour, te uiți și în căruțurile altora să vezi ăștia ce își cumpără de mâncare așa în general. Ați curat vreodată un cărăt? Și uneori îi invidiez la modul când văd mă, de unde e pula mea la mă cașcavalul ăsta? Că nu l-am găsit. Ce bine arată, mă, futu-vă în gură, poate știți voi pe cineva? Sunt așa, sunt gelos. Sunt efectiv gelos pe ce au oamenii. Pe coșul de cumpărătură. Și am senzația că toată lumea cumpără chestii mai șmechere decât mine, din Carrefour sau din... Și cumpăr la rivalitate așa, uite cum se uită ăsta la întreținere și vrea să n-aibă... să nu aibă restanțe, așa când cumperi ți-ai lucruri mai scumpe, că dacă te recunoaște cineva, nu poți să-ți iei hârtie igienică roz. Trebuie să-ți iei un pic din aia mai dublu strat măcar. Trei din aia. Nu-și mai ai nimeni cu un nici strat. Măcar marcă proprie trebuie. Ori asta, ori de la țeva în sus. Ori iei din aia sau o joci un pic. Iei hârtie din aia roz gri și la casă, da mă, hai că ți-am luat câte să lori. Ca și cum nu e pentru tine, știi? Că tu te aștepți asta la că cum... nu prea poți să iei marcă proprie când te duci la cumpărături. Mamă, eu iau doar marcă proprie pentru că simt că sistemul cu aia lasă corporațiile. Pufina. E mult prea scump. Da, într-adevăr, și eu iau marcă proprie de la Mega. Bă, și e șmecheră țeva. E super delicată, super whatever. Eu văd la e-mail când merg. A, nu, eu la hârtie igienică nu mă mai lasă boxii cu aia să fac rabat. M-a certat că am luat cu prea puține straturi, dragă. Păi da, nu, dar eu iau din asta, de la Delhaize. Adică e... Problema dar este... Dar alte produse mâncare iau prima marcă cele mai bune. Problema este că faci, că e din aia mai ieftină, dar folosești mai multă și nu cred că e la nicio combinație. La hârtie igienică chiar e merită. Nu, eu cred că dacă eu nu faci... iau ceva niciodată. Voi aveți ceva acasă, să-mi spuneți? Nu, mai no. Nu am, acum cred că am marcă și proprie Mega Imaj. E 38 de lei țeva, 16 lei Mega Imaj. Care e un fel de... Și sincer, cu Romeo nu face diferența între două sau trei straturi. Adică eu iau pe cea mai ieftină cu două straturi. Vaginul meu mai simte diferență. Dacă eu e mă mai șterg la gură câteodată când se termină șervețele. A, da, bravo. Vreau să absorbă bine. Și mama arată așa sărăcie când nu mai am prosoape de bucătărie și e suportul ăla cu ăla înalt și pun pe el o hârtie igienică care vine până la trebuie să pui vreo două una peste aia dacă se... Nu, dacă să trag din amândouă deodată să mă simt. Când aduci hârtia igienică la bucătărie trebuie să întorci ala pe orizontal că așa funcționează hârtia igienică. Care acum apartamentul în care mă voi muta, nu vreau să zic de răsfăți, dar am suport de hârtie igienică, care eu am fost printre primele lucruri la care m-am uitat. A, că e... Că n-am, până acum țineam pe ăsta din spate, care știu că nu pare... Știi care e? Ca orice, pare că te plângi ca o prințesă. Bă, dar asta pentru că te-ai gândit că în e doar spate odată nu e deloc recordul. Okay. Da, aia e. Cam aici pe ăsta, rezervorul de la WC-ul și pe el e. Și trebuie să și iei eu mâna așa, să pun... Dar nu ai mașină de spălat sau ceva să pui în față? Niște... A, tu ai mașină de spălat? Eu am un râu în casă. Eu am... M-am uitat să zic. Eu așa spăl la mine. N-am mașină de spălat, dar am niște etajere așa și sunt... e în nu, față aici. Nu, s-o eu în față n-am absolut nimic. Da, și e țapă. Pentru că așa se deschide ușa. Nu, mișcarea asta nu mă deranjează doar mental. Dată, exact, da. Și într-una deschis, după care ți-ai luat câte străi, ai pus la loc, după care ai văzut că nu ți-ai luat câte încă o dată. Ce mi se mai pare next level așa, cutie pentru șervețelele din casă. Adică să nu rămânăm cutia în care le cumperi tu, să mai aibă o
casetă, o da. Ceva care să iasă. Eu am la Ana integrările astea, cum e la fel. Noi ce facem e... Va, folosește cineva vreodată șervețelele alea? Pentru că e mai nice. Așa era prin casă. Bă, la ce dracu le folosești? Uite, eu am fost foarte supărat pe Ana, care, nu, ce ai o problemă, la căcat. E... L-a șters... Se ocupă cu ideea asta. Da, cu, hai, dă-mi repede că curge. Design. La asta se folosește șervețelele. Dar Ana, la fel, a luat o din asta foarte drăguță de pentru cum îi spunem, săpun lichid. Da, pentru bucătărie de spălat vasele. Da, da. A, și are o sticlă specială în care torni. Da, în care eu când am văzut-o prima dată, țăran fiind, am fost... De ce nu punem, dragă, direct asta de fairy și punem așa? De ce, dracu, mă chinui să torn altceva ca după în acel altceva să pun? Dar într-adevăr să pun. Dar într-adevăr, bă, arată mai arată nice. Mult mai nice. Adică e foarte plăcut. Dar e o chestie pe care și eu, mai utilitar fiind, n-aș fi făcut-o vreodată de hai să arate drăguț, să arate ca un ambient. De obicei, când primul lucru pe care îl iau când mă mut e un recipient pentru săpunul de la baie. Se pare că, da, arată mult mai bine. Parcă altfel îmi vine să mă spăl pe orice. De ce nu le iei pe ăla, l-aveai dincolo, dacă totul l-ai cumpărat? Eu v-am zis vouă cu asta, cu săpunul lichid de la baie, când a venit o prietenă de Anei pe la noi. A venit o prietenă de Anei pe la noi și a zis Anei că, bă, mie mi se pare fantastic că ai atâta încredere în Dragoș, încât lângă săpunul de la baie tu ții crema de hidratare, că ai atâta încredere că el știe diferența. Și Ana mi-a povestit mie asta. Și am realizat, fuck, eu nu știam. Și Ana are o dita aia de la CeraVe, ceva, ca să se hidrateze pula mea, fix lângă aia de săpun și arată la fel ca aia de săpun, așa că eu m-am spus. Arată la fel? Da. Adică arată la fel. Pula aia tot apeși pe aia, e același principiu. Păi nu, dacă eticheta nu poți să faci că asta e roșie și asta e albă și știi că săpunul e albă. Da, nu, sunt diferite total, dar același principiu și sunt diferite total. Eu doar credeam... Dar sunt la fel. Dar sunt la fel. Păi da, sunt la fel la modul că apeși pe ele ca să sară lichid în mână care pus pe mâini. E, și Ana când mi-a zis mie că, frate, nu vine să cred că... N-ai cum să fii așa de prost. Căpșul m-a întrebat asta, normal că n-ai cum să fii atât de prost. Și am zis, holy fuck, eu doar cu ăla alb m-am spălat. Eu nu știam ce nu facea. Era mai mare, părea mai mare. Și nu făcea, făcea clăbuci, asta era problema. Da, eu vreo 6-8 luni de zile am ce mâini finuțe ai avut? Fine, de la faptul că m-am spălat într-una cu crema de hidratare pe mâini. Și am văzut o chestie, adică în afară de cât de problematică. Adică totul, de la căpșul, care Ana s-a simțit jignită inițial de faptul că normal că realizează, de ce mai întreba așa ceva. Oh my god, ce după prost care e al tău, meu nu e așa deloc. Da, după care ea când mi-a zis mie să vezi fază ce-a întrăznit să mă întrebe fața asta și am fost holy fuck, eu doar așa mă, da. Repede să-ți dai cu niște pământ pe mâini, da, să fie mai muncite. Crede că mâinile astea de bebeluși au apărut de nicăieri la 30 de ani. Vai. S-a făcut ora ducu? Suntem pe aproape de oră? Ce spui? 54. Suntem destul de bine. Ce ziceți? Să chemăm oamenii la Lloyd's pe... Da. Haideți să facem... Duminică. Duminică sau... în ce dată? Duminică pe 25 august, de la ora 8:30. Suntem la Lloyd's Pub, la Universitate. Seară de testare material. Asta apare luni? Intrare liberă. Ah, da, va fi fost. Sperăm că v-ați distrat ieri la testare de material. Uitați asta. Maker. Dar? Păi ce mai e chiar acum? Azi suntem în 21. Da, da. Eu nu vin la testare. Nu se va fi publicat încă, dar turneu. Turneu. Și sunt niște oameni în friends la testare venim de material. Venim în Media, Alba Iulia, Turda, Craiova, Timișoara, Arad... Dinția, și multe alte. Focșani, Brăila, iată. Braila. Suntem... a rămas Braila? Nu-l schimbăm. S-a datat grafica, dar o păstrăm pe asta. 13 cu 12. Ia zi și orea că ești aici. Ce părere ai de cum arată asta? E bine. Bă, s-a corectat de atunci. Avem altă grafică acum. De 13 Buzău, da, s-au schimbat 12 toate. Galați. A fost făcută repede, că s-a cerut repede, dar... Orice ar fi, oricum ar fi scrise. Asta. Încă mai sunt câteva bilete la toate. Bă, surprinzător nu, la Early Bird și
niște prețuri psihologice. La early bird, avem prețuri exact. Psihologice greu de ratat. Păcat să le ratați. La Timișoara, grăbiți-vă. Dar unde facem la Timișoara până la urmă? La Merlin? La Merlin, da. E frumos la Merlin. Este super nice acolo da. să veniți cu băutura în ghiozdane. Că ăștia la teatru nu prea e. Zici. Gata. Asta e tot. La revedere. Bine, mulțumim, prieteni. Ne vedem săptămâna viitoare. Și până ne oprim, ca să nu uităm, să nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, click pe clopoțel și povești, cazuri și chestii interesante la niște oameni podcast@gmail.com. Mulțumim. Îți scriem pe biceps data viitoare. Ele, mă! Da. Data viitoare poate așa citește din e premiant. Și România ce mai era? Că eu, asta e posibil să o dai, dar eu probabil să o iei vorba aia. Asta mă pregăteam românii și de România. România da. Mai e așa, mai cu... Na. Cu bun simț. Da, uite, în același timp, dacă a ieșit Zelenski comediant în Ucraina și acum se are un război pe mâini, o putea și bădiță să ducă țara asta în orice direcție. Duce toată țara în vamă. Ce va face? Adică mamă, vedem la stup. Întărim vama, exact asta e.